Vizibil emoționați și bucuroși de revedere, studenții promoției 1983 au organizat o întâlnire chiar într-unul dintre anfiteatrele Universității Petrol-Gaze Ploiești. Actual pensionari, mare parte dintre ei ori specialiști în diverse domenii, absolvenții de acum 40 de ani s-au bucurat să se revadă cu foștii colegi de la specializarea foraj-extracție. Iată încă o revedere. După câți ani? După 40 de ani. Știți ce înseamnă 40 de ani? O viață de om. Mă bucur că sunt alături de colegii mei, de colegii noștri, absolvenții Facultății de Foraj, Extracție, Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor de Țiței și Gaze, promoția 1983. Evenimentul a fost un prilej potrivit pentru ca foștii colegi să-și aducă aminte de cum erau anii de studenție. A însemnat viața mea, normal, 40 de ani, am lucrat efectiv în petrol și am fost prima femeie șef de secție, adjunct șef de secție, adică chiar vin dintr-o zonă petrolieră din Moldova și chiar a însemnat foarte, foarte mult. Ca și în prezent, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești era căutată de către studenții străini și nanii acelor vremuri. Tocmai de aceea, mulți dintre participanți au venit de la kilometri distanță pentru a lua parte la eveniment. Am venit din Vietnam pentru revedere. Da. Am mutat foarte mult în limba româncă. Eu am rămas aici, m-am căsătorit cu o româncă frumoasă și mi-am făcut familia aici. Parastas la tinereți. Așa se spune. Da. Da, nu avem ce sărbători, că deci știți, să fiu sincer, uneori chiar mă gândesc mai bine nu ne mai întâlneam niciodată și ne aveam în memorie așa frumoși cum eram. Da, măi, da. Da, dar acum am spus că s-a adunat la un loc așa de multă frumusețe că nu-mi vine să cred. Pentru mine e un moment și mai emoționant. Eu la 46 de ani stau în fața unor absolvenți de 40 de ani ai unei facultăți de prestigiu din România, unei universități de prestigiu din România, unică ca și specializare forajul sondelor. Mă bucur că și-au păstrat această tradiție ca în fiecare an, în prima vineri din luna iulie, să se întâlnească, să celebreze atât școala pe care au urmat-o, cât și viața, că principiul, știu, până la sfârșit este de a trăi frumos și de a te întâlni cu prietenii adevărați. După întâlnirea de la universitate, participanții au mers la un bal organizat în cinstea acestui eveniment. Din anul 1972, Facultatea de Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor de Petrol și Gaze a fost transferată la Institutul de Petrol din Ploiești, actualul UPG. La început numai cu anul 1 de studiu, iar din 1974 cu întregul efectiv de studenți.